ziua. Doresc să vă mulțumesc că ați dat curs invitației pe care v-am făcut-o. Sunt în calitate de reprezentant al Partidului Național Liberal în această conferință de presă care este dedicată marcării momentului semnării unui protocol politic la nivelul județului Alba între Uniunea Social Liberală și colegii noștri din Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat, reprezentați de domnul Victor Ciorbea, președinte, și domnul Hada, care este președintele Organizației Județene din Alba. Acest protocol politic vizează, așa cum vă spuneam, o asociere în vederea alegerilor locale între Uniunea Social Liberală și partenerii noștri țărăniști, ca o dovadă că amândoi partenerii politici împărtășim aceeași viziune în ceea ce privește valorile și principiile dreptei, sigur, cu nuanțele de rigoare care ne separă, dar mai spune că nuanțele sunt în planul 2 și ceea ce este mai important la nivel de principii și concepte sunt lucrurile care ne fac să fim împreună. Din perspectiva noastră, nu pot să spun decât că regret foarte mult și astăzi că la nivelul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat există această diversiune care este, din păcate, alimentată permanent din partea Partidului Democrat, care are interesul să capete un blazon de formațiune de dreapta prin asocierea cu alte formațiuni autentice de dreapta. Și, din păcate, în acest joc, victima a căzut PNTSE-ul și demersurile în care s-au implicat cei de la PD, liderii lui, inclusiv președintele României, nu fac decât să demonstreze interesul major pe care l-au de a căpăta această credibilitate cu ajutorul PNTSE-ului, dar în detrimentul PNTSE-ului, care, din păcate, cunoaște consecințele acestei suferințe, acestei scisiuni. Noi însă am apreciat întotdeauna modul exemplar în care Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat s-a comportat, mă refer la cei 22 de ani scurși de la căderea comunismului. Am fost partener, după cum vă aduceți aminte, în perioada 92-96 de guvernare. Am avut o bună cooperare, o bună între 96 și 2000. Am fost partener în Parlament în opoziție între 90 și 96 și am colucrat foarte bine și de aceea ne-am bucurat când am fost solicitat de colegul meu domnul Atanasiu pentru a patrona, să spunem, acest moment important la nivelul județului Alba, unde Uniunea Social Liberală, după cum știți, are două obiective importante, câștigarea atât a primăriei, prin Călin Potor, cât și câștigarea președinției Consiliului Județean, prin colegul meu, domnul Atanasiu, deputat și fost ministru al apărării. Sper ca acest moment să dea un semnal clar și lipsit de orice echivoc simpatizanților țărăniști pe care îi invit să voteze alături de noi. Ei se vor regăsi pe listele noastre și în acest fel își vor putea aduce contribuția la proiectul politic pe care noi îl definim astăzi pentru români ca un proiect de viitor, ca un proiect care să renască încrederea și speranța oamenilor în viitor, ca un proiect care are menirea să readucă România în parametrii de funcționalitate normală, începând cu instituțiile fundamentale ale statului, mergând până la componentele sociale și cele, evident, economice. România este într-o criză profundă, o criză morală și o criză politică pe care noi avem datoria să o închidem și cred că alegerile care vor urma, în primul rând cele locale, în ordine cronologică vorbind, vor marca o nouă
tendință, un nou și un nou început la care trebuie să ne aducem cu toți contribuția. Și mă bucur că putem să facem acest lucru cu parteneri serioși, cu parteneri de nădejde, cu oameni care, în pofida greutăților pe care le traversează partidul, nu renunță la principii, nu renunță la valorile în care cred și pe care le împărtășim. Și de aceea cred că, având această bază comună, vom putea să construim lucrurile pe care ni le-am propus. Trebuie să le dăm comunităților noastre și cetățenilor, în primul rând, speranța unui trai mai bun. Vreau să nu mai vedem românii fiind obligați să-și aleagă calea privilegiei și să meargă să-și caute un loc de muncă în străinătate. Cred că avem obligația, ca prin eforturile comune, să repunem economia în mișcare, în așa fel încât generațiile actuale, generațiile tinere care vor veni în piața muncii să-și poată găsi un loc de muncă bine plătit și să nu fie nevoiți să ia decizia dezrădăcinării și plecării în altă parte. Vreau să venim cu un alt suflu și cu o altă viziune în ceea ce privește modul în care funcționează administrația în România. Politizarea administrației dusă la paroxism de PDL, vedem ce consecințe defavorabile are. Vedem cum corupția a înflorit la niște cote neimaginabile care afectează întreaga societate, care creează, bineînțeles, decredibilizarea instituțiilor și a, în final, a instituțiilor precum Parlament, Guvern, dar și a partidelor politice. Este un lucru foarte grav pentru că acesta este terenul propice pentru formațiuni antisistem care vedem că strâng voturi într-un mod poate altfel nejustificat. Și așa cum spuneam, chiar dacă astăzi facem numai un pas, să spunem, la nivel local, cred că acesta va fi un mesaj util și nu numai pentru cetățenii din județul Alba, dar și pentru alte organizații ale noastre, ale PNL-ului și ale USL-ului, precum și ale PNţ-ului din Ardeal. Și sper că acest fenomen să capete amploare, mai ales că anul acesta avem două scadențe electorale extrem de importante pentru perioada care urmează. Vă mulțumesc și am să-l rog pe domnul Victor Ciorca să prezinte punctul domniei sale de vedere în legătură cu acest act politic. Mulțumesc domnului prim-ministru pentru precizările făcute. Mă voi referi la câteva aspecte privitoare la acest protocol și la importanța și semnificația lui și în plan local și în plan național. În primul rând, vreau să subliniez faptul că, așa cum unii dintre dumneavoastră știți, sau poate nu cunoașteți exact, această echipă în frunte cu Aurelian Pavelescu a fost impusă în fruntea PNCCD-ului după modelul utilizat de Internaționala Comunistă, de Comintern, pe vremea când aceasta activa. Fără acordul și fără votul PNCCD-ului adevărat, al organizațiilor județene și teritoriale autentice, al țărăniștilor autentici. De ce spun că s-a folosit modelul Comintern? După cum poate știți din istorie, pentru că sunteți prea tineri ca să fi aflat de la părinți aceste lucruri, timp de câteva zeci de ani, în perioada în care această internațională comunistă a existat și a funcționat, liderii partidelor frățești erau desemnați de la Kremlin. Și era normal să se întâmple așa, pentru că pur și simplu și crearea acestor partide, și finanțarea lor, și supraviețuirea lor prin măsuri politice, organizatorice, erau stabilite la Kremlin. Ei bine, așa s-a procedat de către actuala putere cu PNCCD. Sau altfel spus, am avut de-a face cu o naționalizare a denumirii de PNCCD și a însemnelor electorale ale partidului și darea ei, darea lor în folosință către misiții, către reprezentanții
PDL-ului către reprezentanții puterii actuale. Acești reprezentanți, nefăcând altceva decât să aducă în tocmai și la timp, la îndeplinire, ordinele și dispozițiile primite din partea puterii. Pe scurt, foarte pe scurt, vă reamintesc că în 2008 a avut loc o ruptură în cadrul PNSCT-ului. Cu acea ocazie s-au creat două grupări. O grupare net majoritară, care era compusă din majoritatea și cele mai importante organizații județene PNSCD, având în frunte personalități de marcă ale partidului, cum a fost și regretatul președinte de onoare Ion Diaconescu, apoi în calitate de membri de onoare surorile seniorului Coposu, doamnele Flavia Bălescu și Rodica Coposu, doamna Doina Cornea și alte personalități de această categorie și de acest nivel. Președintele al grupării a fost desemnat în 2008 Radu Sârb. E bine, nu mai intru în toate detaliile congreselor și a celor peste 15 litigii care au apărut între părți în urma acestei rupturi. Vreau să subliniez doar faptul că după demisia lui Miluț în mai 2010, Aurelian Pavelescu a organizat un congres, așa zis congres extraordinar al partidului, la data de 17 iulie 2010. Imensa majoritate a participanților nu au fost nici măcar membrii PNCCD, nu delegați sau reprezentanți ai organizațiilor județene. Au fost persoane luate de pe din diverse localități sau de pe stradă sau chiar din piață, duși cu autocarele la Palatul Parlamentului, unde în autocare sau înainte de a începe congresul, în incinta Palatului Parlamentului, au primit carnetele de membru PNCCD. Aceștia au votat echipa lui Aurelian Pavelescu la 17 iulie 2010. E bine, el a făcut cerere de înregistrare a acestei noi conduceri a partidului. Gruparea majoritară a formulat, și asta vă rog să rețineți, o cerere de intervenție, cum se procedează potrivit legii 14 din 2003 referitoare la partidele politice, a făcut o cerere de intervenție prin care s-a contestat caracterul s-au evidențiat toate aspectele referitoare la nelegalitatea, caracterul nestatutar, neconstituțional al acestui congres. Ei bine, această cerere de intervenție a fost transmisă spre o altă secție a Tribunalului București, cu bună știință. Și a fost interpretată, vezi, Doamne, drept o cerere de înregistrare a altui partid politic. La termenul din decembrie 2010, când s-a judecat cererea lui Pavelescu, gruparea majoritară nu a fost citată. Și în lipsa lor, evident că spre o motivare de două fraze, s-a acceptat înregistrarea acestei echipe a lui Pavelescu. Cum am preluat conducerea partidului și cele 17-18 procese existente pe rol, am constatat acest lucru și imediat 14 lideri de organizații județene au formulat recurs. A durat din februarie 2011 până în decembrie anul trecut, când instanța, datorită presiunilor exercitate de putere, profitând de faptul că eram internat în spital, a respins contestații. Și a respins contestațiile pe motiv că, vezi, Doamne, nu participase la dezbaterea în fond a cauzei, în contextul în care ei nici nu fusese recitați. Deci, lipsa de apărare, acest principiu esențial al asigurării dreptului la apărare a fost absolut flagrant încălcat. De asemenea, prevederile din Constituția noastră, din dreptul european, referitoare la
principiul fundamental al asocierii libere în partide politice. În aceste condiții, în februarie, a fost respinsă și contestația în anulare prin care obținusem o suspendare temporară a punerii în executare a acelei hotărâri. Și ceea ce este esențial să rețineți, că singurul document, între ghilimele, care s-a depus la dosar de Aurelian Pavelescu a fost un extras de 2 pagini din așa zisul proces verbal al pretinsului Congres. În rest, nu s-au depus nici listele privitoare la delegați, nici cele privitoare la participanții la Congres. Pentru că altfel s-ar fi putut demonstra că cei care erau acolo, majoritatea lor, erau nemembri PNCCD. În acest fel, repet, s-a asigurat o impunere de către putere în fruntea PNCCD-ului a unei conduceri formată din niște reprezentanți, niște misițe ai lor, care au avut clar sarcina, pe de o parte de a asigura această dimensiune mai de centru dreapta pentru PDL și pentru putere și, pe de altă parte, de a folosi denumirea de PNCCD pentru a induce în eroare și opinia publică internă, dar mai ales în rândul PPE-ului, ținând seama că PNCCD-ul a fost primul partid, membru al Partidului Popular European și al Internaționalei Creștin-Democrate, în internațională fiind afiliat de seniorul Popescu încă din 1987, deci înainte de Revoluție. În al doilea rând, vreau să îi felicit pe colegii din PNCCD-ul adevărat, pe în frunte cu domnul Iuliu Vada, președintele Organizației Județene, pe domnul doctor Vieru, care n-a putut fi prezent astăzi aici, care este președintele Organizației Municipale, care au reușit, în pofida tuturor dificultăților generate de această ruptură și de presiunile politice ce s-au făcut asupra lor, să creeze o organizație destul de consistentă, suficient de consistentă și la nivelul județului Alba și mai ales la nivelul municipiului Alba Iulia, pentru a conta în bătălia electorală. Și în același timp ei au rămas uniți, cu toate că în urmă cu o săptămână Pavelescu a procedat la excluderea lor, după ce pe mine mă exclusese, vezi, Doamne, cu vreo 2 săptămâni anterior, așa, și în mod indiscutabil avem o organizație foarte solidară, iar membrii și simpatizanții noștri știu care este PNCCD-ul autentic, organizația județeană a PNCCD-ului autentic condusă de domnul Hada și respectiv la municipiul de domnul doctor medic-chirurg Vieru, foarte tânăr, 37 de ani. În aceste condiții s-a ajuns la încheierea acestui protocol și de aceea vreau să-i mulțumesc și să-l felicit și pe domnul Atanasiu, președinte al Organizației Județene PNLFO, președinte al USL-ului Alba, pentru înțelepciunea de care a dat dovadă dânsul și echipa dumnealor, în vederea pregătirii și derulării acestei bătălie electorale extrem de dure și de dificile la nivelul județului și a municipiului Alba Iulia. Să nu uităm că în județul Alba, și dânsii vă vor oferi mai multe amănunte, dacă doriți, există o organizație PDL puternică, care n-a fost destructurată de ultimele evenimente ce s-au produs în sânul puterii. Bătălia se duce acolo cu o organizație condusă la nivel județean de primarul Hava, care candidează și el pentru al 5-lea mandat. Deci din 96 este la putere în Alba Iulia. De aceea și bătălia pentru
președinția Consiliului Județean, pentru consilierii județeni, dar și cea pentru municipiul Alba Iulia, este deosebit de dificil. Și tocmai de aceea, prin reunirea forțelor, noi credem că se va putea obține victoria. Și sunt convins că domnul Atanasiu va câștiga bătălia pentru președinția Consiliului Județean. Sunt convins că candidatul de primar al USL-ului, care este tot un reprezentant al PNL-ului, va reuși și el să învingă. După cum am certitudinea că în baza acestei alianțe pentru Alba care s-a creat, se va reuși obținerea majorității atât în Consiliul Municipal Alba Iulia, cât și în Consiliul Județean Alba. Vreau să subliniez că acest protocol are o valoare importantă nu numai pentru organizația județeană PNCCD Alba, ci pentru multe organizații din Ardeal, în special ale PNCCD-ului autentic, și altele din diverse alte zone ale țării. Are o importanță pentru că vine să pună în evidență orientarea noastră clară, pe care am afirmat-o mereu, de a acționa împotriva actualei puteri. De altfel, cel care vă vorbește, sigur, puteți face și cercetări arheologice, sunteți prea tineri ca să vă amintiți de perioada respectivă, dar are cea mai mare vechime în lupta împotriva lui Zeus, mă rog, Afrodita a apărut mai târziu, în lupta împotriva președintelui Traian Băsescu. De 14 ani propovăduiesc aceste idei, și dacă românii și chiar mass media m-ar fi ascultat, nu se ajungea la instalarea acestui regim și nici la ajungerea lui în funcția de președinte și la toate nenorocirile pe care le-a atras. Deci am o anumită vechime și rămânem consecvenți acestor principii și din nou, iată, cele două partide istorice și evident și celelalte componente ale USL-ului se găsesc de aceeași parte a baricadei în această luptă. Nu în ultimul rând, vreau să subliniez că este important pentru noi acest protocol și în bătălia pe care o ducem pentru recunoașterea conducerii adevărate a PNCCD-ului. Anul trecut am organizat Congresul de Reunificare al Partidului la data de 18 iunie, un congres pe deplin legal, statutar și legitim. Au participat peste 600 de delegați, reprezentând 40 de organizații județene din țară, inclusiv din rândul celor care erau afiliați la gruparea minoritară Pavelescu, care între timp se scindase în două, Pavelescu și Moescu. Și urmă a apărut și o a treia subgrupare, Vasile Lupu. Ei bine, la congresul din iunie s-a votat o nouă conducere, au fost prezenți și personalitățile marcante despre care v-am vorbit, în frunte cu domnul președinte de onoare Ion Diaconescu, a fost ultima ieșire în public a domniei sale, Dumnezeu să-l odihnească. De asemenea, surorile seniorului Poposu și așa mai departe. Au fost prezenți reprezentanții foștilor deținuți politici ai PNCCD-ului, au fost prezenți peste 60 de foști parlamentari, miniștri și demnitari ai PNCCD-ului din perioada 96-2000. Deci este indiscutabil că PNCCD-ul a fost și rămâne în această parte și reprezintă cam 85% din totalul organizațiilor pe care le-a avut partid. Sigur că în demersul acesta și intern, pentru că avem o sentință din septembrie anul trecut, din 9 septembrie,
prin care s-a recunoscut valabilitatea congresului nostru din 18 iunie și s-a dispus înregistrarea noii conduceri în frunte cu cel care vă vorbește în calitate de președinte. Ei bine, de atunci și până acum am tot fost amânați în recursurile făcute de Pavelescu și de alții, pe motive, mă rog, să nu intru în detalii, dar absolut nejustificate. Marți vom avea un alt termen. Sigur, nu ne facem iluzii deosebite în condițiile în care avem de-a face în continuare cu această putere aflată în disoluție, dar care încă mai prezintă și mai exercită o presiune deosebită asupra instanțelor judecătorești. De aceea, recunoașterea de către PNL și de către USL a faptului că acesta este adevăratul partid, că aceasta este adevărata conducere, ne este în mod indiscutabil de mare folos, de mare importanță pentru noi în demersurile pentru recunoașterea organizațiilor autentice și a conducerii reale și legale și statutare a acestea. Și o ultimă precizare, vreau să vă spun că membrii biroului nostru național de conducere, începând cu mine, suntem dispuși să ne deplasăm și la municipiul Alba Iulia și în județul Alba și în orice alt județ din Ardeal în special, dar chiar și în altele din țară, acolo unde există o colaborare cu USL-ul, pentru a susține și pentru a promova ideile, principiile și valorile comune în această bătălie electorală împotriva actualei puteri. Vă mulțumesc și ce scuze că am fost cam lung în intervenție. Bună ziua tuturor! Vin din orașul Marii Uniri. Numai puțin, vă rugăm frumos, dacă ce poate să vă dați un pic mai așa, că nu vă vedeți deloc. Îmi pare rău. Da, și noastră. Nu se vede deloc. Mulțumim. Este bine acum? Acum e perfect. Dar nu se vede nimic. Vin din orașul Marii Uniri, acolo unde practic s-a pus bazele României moderne, începute încă de la Revoluția de la 1948 și continuată 1848, scuzați, și continuată până la actul suprem în care țările române s-au unit la Alba Iulia. Cei doi mari oameni politici care au realizat acest lucru, știți foarte bine că sunt Ice Brăteanu și Iuliu Maniu. PNCCD Alba nu poate să fie decât alături de celălalt mare partid istoric care a contribuit la realizarea acestor mari deziderate ale românilor. Întotdeauna am considerat că fragila democrație românească trebuie să funcționeze în România. Iar aceste două importante partide istorice au rolul de a o apăra cu orice preț. Acesta este motivul pentru care ne vom regăsi alături de PNL pentru a reuși să facem ceva pentru județul Alba și pentru Alba Iulien în special. Știți și dumneavoastră, județul Alba este unul din județele în care șomajul este foarte mare datorită faptului că în perioada scursă de anii 96, de când PDL-ul și primarul Hava a ajuns la putere, nu a reușit să creeze absolut decât, n-a reușit să creeze decât foarte puține locuri de muncă.
În Alba, viața este grea, cum este în aproape toată țara. În Alba este nevoie de o schimbare, iar noi credem că o să o realizăm acum, începând cu aceste alegeri locale. La ora actuală, Alba este un fief pedelist, așa cum a spus și domnul președinte Ciorbea, dar cred că a venit momentul ca să realizăm ceea ce doresc toți cei care se vor prezenta la vot pentru alegerile locale. Cei care doresc să scăpăm odată de această guvernare, cei care doresc ca primăriile și consiliile, atât Consiliul Județean, cât și consiliile locale, să aibă o altă configurație. Cei care doresc un alt primar la Alba Iulia și cei care doresc, în special, un alt președinte la Consiliul Județean. BNCCD-ul autentic este alături de principalii candidați la aceste două funcții. Mă refer aici la domnul Teodor Atanasiu pentru Consiliul Județean, președinția Consiliului Județean, și Călin Potor pentru primăria Alba Iulia. Scorul este foarte strâns în sondajele care s-au realizat, iar cred că contribuția PNCCD-ului va fi autentică. Va fi hotărătoare. În sensul că echipa PNCCD din Alba, o echipă care a lucrat foarte bine în perioada acestor 4 ani, a reușit să aducă PNCCD-ul Alba la o poziție nesperată la un moment dat în sondajele de opinie. Acest scor electoral va fi, din punctul meu de vedere, decisiv și eu sunt convins că vom câștiga atât la Consiliul Județean Alba, cât și la Primăria Alba Iulia. Vă mulțumesc! Întrebări dacă aveți. O să vă spun și eu foarte pe scurt, fiindcă, într-adevăr, ne-am lungit. Eu vreau să vă spun că atât la nivelul municipiului Alba Iulia, cât și la nivelul județului Alba, avem o situație în care un partid este dominant, având majoritatea în ambele consilii local și județean, că primarul în funcție candidează pentru al 5-lea mandat, președintele Consiliului Județean pentru al 3-lea mandat, într-un județ care se prăbușește. Din acest motiv am încercat să coagulăm toată opoziția democratică în cadrul județului Alba, astfel încât toți cei care își doresc ca și Alba să redevină un județ care se luptă pentru dezvoltare, nu pentru amputare, să aibă în fruntea lor niște oameni care au astfel de proiecte. Nu vreau să insist pe acest subiect, dacă aveți dumneavoastră întrebări, vă stăm la dispoziție. Domnule Tăricianu, astăzi președintele PDL Giurgiu, Marin Anton, și-a anunțat retragerea de la din partid, a fost și o informație potrivit căreia ar trece la PNL. Au existat discuții în acest sens? Nu sunt la curent, dar dacă îmi permiteți o glumă și sper să nu vă supărați, am să vă spun că ce discutăm noi și ce mă întrebați dumneavoastră. Nu sunt la curent. Dacă aș fi avut ceva informații, vi le-aș fi dat în plăcere. Însă e o perioadă în care în sfârșit, descompunerea aceasta a partidului majoritar din actuala coaliție de guvernământ este din ce în ce mai evidentă. Este un moment, cred că, bun de reflexie pentru liderii acestui partid, care au practicat cu cinism racolările politice într-un moment foarte delicat pentru politica românească. Mă refer după alegerile din anul 2008, alegerile parlamentare. Știți bine că a apărut peste noapte un partid în Parlament care nu a fost votat de cetățeni, mă refer la UNPR, și acest partid a fost făcut prin racolări, dar racolări care s-au bazat pe șantaj politic și pe corupție politică. Care e cea mai gravă formă de corupție.
nu privesc cu ochi buni acest fenomen, această migrație. În general vorbesc. Sigur că opoziția nu poate să aibă aceleași aturi pe care le are un partid aflat la putere pentru a atrage parlamentari. Sunt alte resorturi, însă motivul pentru care spuneam, am fost de acord ca astăzi să particip la acest eveniment, este tocmai legat de faptul că partenerii noștri din PNţ sunt oameni pe care îi cunoașteți în bună parte, mă refer în special la domnul prim-ministru Victor Ciorbea, oameni care au demonstrat că în pofida greutăților cu care partidul s-a confruntat, atacurilor, disensiunilor create artificial, divizării partidului, au rămas fideli acelui iași crez politic. Și aceștia sunt oamenii cu care pot să faci o construcție politică de viitor și în care cetățenii să aibă încredere. Deputatul Florentin Gusta a declarat că va vota moțiunea de cenzură. Dacă ne puteți spune în acest moment de câte voturi mai are nevoie Uniunea Social-Liberală pentru că această moțiune să treacă? Nu cunosc. Aveți idee câți parlamentari de la putere au de gând să treacă în rândurile opoziției? Sunteți în discuții cu un anumit număr? Ce se întâmplă? Probabil că de gând ar avea mulți. Pentru că sigur că acum unora li se oferă o altă perspectivă. Sau cred că li se oferă o astfel de perspectivă. Nu sunt printre cei care să încurajez acest fenomen. Dacă sunt parlamentari care din conștiință proprie, din convingeri, cred că acest guvern trebuie să plece, să o voteze. Nu sunt adeptul ideii că trebuie să oferim funcții, poziții, promisiuni celor care acum în ceasul al 14-lea vor să treacă sau să plece din barca puterii. Deci dacă vor să o facă din convingere, mă bucur, pentru că, părerea mea, sunt toate motivele ca actualul guvern să plece, merită să plece. Primul ministru, după părerea mea, în funcție dă dovadă de o aroganță de neacceptat. Am ascultat declarațiile domniei sale acum câteva zile, care spunea, nu am niciun fel de temere în privința moțiunii. În momentul acela mi-am adus aminte de un lucru pe care probabil unii dintre voi vi-l aduceți aminte. În decembrie 89, când începuseră tulburările de la Timișoara, revolta de la Timișoara, Ceaușescu a plecat în Iran, în vizită oficială. Atât de sigur era de el. Aud că domnul Ungureanu pleacă la Varșovia să se întâlnească cu premierul chinez. În condițiile în care opoziția depune o moțiune care, după cum vedeți, în fiecare zi strânge mai multe voturi. Acum, cine are urechi, să audă. Domnule Tereceanu, în cazul în care ar trece moțiunea de cenzură, au fost tot felul de scenarii. Ce ar trebui să facă USR? Să preia guvernarea? Sau să aștepte alegerile și atunci să instaleze un guvern în cazul în care ar câștiga majoritatea? Să știți că aici sunt de părere că actuala guvernare și-a epuizat toate resursele și că soluția cea mai potrivită ar fi organizarea cât mai rapidă a alegerilor. Acum e adevărat că datorită prevederilor constituționale care fac extrem de greoaie declanșarea unor proceduri de alegere anticipate, ne putem pune problema cum este cel mai eficient să procedăm. Cel mai eficient, din punctul meu de vedere, ar fi să recurgem la un guvern care să aibă misiune exclusivă, organizarea cât mai rapidă a alegerilor. În așa fel încât să putem să intrăm în niște coordonate democratice, autentice. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că nu o majoritate care se creează de conjunctură în Parlament este cea care dă legitimitate guvernului, ci o majoritate din Parlament care are legitimitatea din spate a votului popular. În momentul de față, la final de mandat, de acest lucru nu se mai poate vorbi. Actuala majoritate se descompune, după cum vedeți, și cred că este nevoie de un nou Parlament care să aibă deplină legitimitate, care să dea votul de încredere și să investească un guvern cu toate puterile. Un guvern în următoarea perioadă, așa cum ar fi trebuit să fie și guvernul Ungureanu, ar fi trebuit să se rezume, sau ar trebui în viitor să se rezume,
la gestionarea problemelor curente și, în principal, la organizarea alegerilor. Ce fel de guvern ar putea fi acesta, domnule Tăriceanu? Un guvern de tranziție pentru organizarea alegerilor. Nu știu să-i dau, nu există o definiție aparte. Nu este, aș spune, o noutate în România. Vă aduceți aminte? Și în 91 s-a întâmplat același lucru cu desemnarea lui Teodor Stolojan ca prim-ministru, care a avut misiune principală, organizarea alegerii. Și e o măsură care se, cum să spun, la care se recurge ori de câte ori, n-aș spune frecvent, dar și în alte democrații, ori de câte ori se ajunge într-o criză politică de genul celei actuale din România. Ar fi un guvern la care să participe efectiv și USL-ul? Să aibă membrii sau doar să-l susțină? Părerea mea este că nu trebuie, guvernul acesta nu are nevoie de susținere, pentru că, repet, e un guvern care nu are să ia decizii importante pentru viitorul țării. Din contră, el trebuie să se restrângă la gestionarea treburilor curente. Nu are voie să vină proiecte de legi, să dea ordonanțe de urgență, ci numai strict pentru ceea ce înseamnă organizarea alegerilor. Și din acest punct de vedere, sigur că USL-ul poate să-și dea concursul pentru ca acest proces electoral să se desfășoare rapid și legal. În acest moment în Parlament este o întreagă dezbatere asupra noului sistem electoral. Există această comisie de cod electoral care, iată, deși este o presiune foarte mare în ceea ce privește timpul, a tot amânat luarea unei decizii și mai există încă o dată depus în Parlament proiectul USL cu votul în Senat. În Senat, într-adevăr. Se va ajunge să se modifice până la urmă sistemul electoral pentru următoarele alegeri? Sau... Acest lucru nu depinde numai de noi, cu toate că în Senat avem majoritatea, dar știți bine că nu este suficientă majoritatea din Senat. În momentul de față, majoritatea în Camera Deputaților este deținută de actul guvernamental. Susținem proiectul de sistem electoral cu vot majoritar într-un singur tur de scrutin, așa cum este cel depus la Senat, și vom vedea ce vrea, de fapt, principala forță din arcul guvernamental, PD-ul. Este, după părerea mea, evident că se vor opune din toate puterile, pentru că acest sistem, în momentul de față, îi dezavantajează. Acum 2 ani de zile, acum 3 ani de zile, îl promovau nu din convingeri politice, ci pentru că ei credeau că îi vor perpetua la putere pentru o lungă durată de timp. Da. Permiteți-ne să semnăm și documentul de care v-am vorbit, protocolul politic, împreună cu domnul Ciorbea.
Mulțumim, la revedere.